domnilor, onorabil domnilor, bine ați venit la Casa Gazdă Naturală pentru evenimentul editorial al lunii mai, lansarea cărții document Speranțe pe cartelă. Un document obiectiv, în opinia mea, am citit această carte sâmbătă spre duminică dintr-o răsuflare, pentru că aș putea spune cei care sunt prezenți aici și amintesc pe loții Branci, de asemenea pe Radu Cocoș, Horatiu Coman, din păcate am înțeles că nu, și dacă ei să ne referim și la Sebastian Boinaru, au reprezentat, se spune, în grupul de rezistență anticomunistă de la Mediaș, spuneam, într-o vreme în care mediocritatea, să spunem, putea fi scandalizată doar prin gesturi extreme, așa cum au făcut personajele acestei cărți. Mircea Odărnău a coordonat acest volum și, de asemenea, salut prezența în mijlocul nostru a domnului Lucian Silaghi, directorul direcției județene de cultură a județului Bihor, a venit special de la București, via Oradea. Este cel care a condus din partea studenților, repet, a fost implicat în evenimentele de la Brașov din 1987. Un document, cum spuneam, Speranțe pe cartelă, titlu care, în discuția pe care am purtat-o cu coordonatorul acestui volum, jurnalistul și prietenul nostru Mircea Odărnău, alături de loții Branci, marți seara, în cadrul emisiunii Linia 1, am aflat că geneza acestui titlu îi aparține lui Radu Cocoș. Radu Cocoș este prezent aici, fiind unul din, repet, personajele care, din păcate, a suferit, să spunem, atroce banalitatea răului comunist în ceea ce înseamnă direcția de anchetă a Departamentului Securității Statului. Spuneam, un document obiectiv, atât cât de obiectiv poate fi omul, nu, această carte nu urmărește nici efecte literare, nici scopuri de propagandă politică. Personajele cărții dau o mărturie cinstită, în opinia mea, descriu faptele așa cum s-au întâmplat, ca să le cunoască contemporanii și urmașii. Judecățile de valoare vă aparțin dumneavoastră și cred că le veți formula singur după ce veți parcurge acest volum de 127 de pagini, care are o anexă bogat ilustrată cu documente și cu ceea ce înseamnă dosarul de urmări penal numărul 5239 al lui loții Branci. Pe de altă parte, aș vrea să spun că această carte document descrie cu exactitate felurile și componentele, dar și aspectele acestui mecanism de frângere a oamenilor închisoarea comunistă. Loc unde viața era permanent dominată de teroare, de suspiciune și de teamă. Citiți o dată, de două ori, de trei ori, mărturia lor despre săptămânile de teroare de la sediul Departamentului Securității Statului din Calea Rahovei, din București, în timpul anchetei. Și nu uitați exemplul lor de demnitate și curaj oferite pe undeva în nouă, într-un noiembrie 1989, atât de cenușit. O să dau în continuare cuvântul personajului, unul dintre personajele acestei cărți, loții Branci, vorbeam de eroii acestei cărți, și spunea că nu e niciun gest neapărat de eroism, în referință la personajul în sine, ei vă pot spune mai multe în Speranțe pe cartelă. Bună ziua! Acum aproximativ 2 ani jumate, cineva, o cunoștință de-a tatălui meu, Marian, i-a adus un ziar din Canada, din Montreal, pagini românești, și acolo era un articol în care era pomenit de redactorul șef, domnul George Sala. Era un fost coleg de celulă, din celula 4. Acolo am găsit adresa de net a ziarului, am scris și a fost foarte bucuros. Mi-a făcut sigur de a scriu atât eu cu ceilalți pe care am făcut implicat fiecare povestea pe care am trăit-o, adică cum am făcut manifestele, cum am fost arestat, ce am pătrimit acolo. Iar după aceea au apărut în pagini române, deci în Bimoreal, au apărut episoadele fiecăruia, deci 7 episoade am scris eu, iar Radu Cocoș și cu Coma, Horatiu, câte 6 fiecare. Mircea Odărnău a aflat prin intermediul fratelui lui Ștefan, care este prieten și fost cu mine, de toată povestea asta, a văzut textele pe internet și ne-a propus și ne-a propus nouă să adune totul într-o carte. Geo Sava a fost de acord, bineînțeles, a încurat chiar, și astfel s-a născut, bineînțeles,
această carte, Speranță pe cartelă, care se pare că totuși Radu a cerut ajutorul fratelui lui Boia, care a sugerat acest tip. Da. Și despre ce e vorba? În octombrie 89 am hotărât să facem ceva, în sensul că până atunci toți comentau împotriva lui proces, împotriva regimului, criticau comunismul, dar nimeni, mă rog, așa credeam pe nimeni. Erau câțiva împușcării, ei am găsit pe câțiva, foarte puțin, care să facă ceva împotriva acestor nemulțumiri, ca să zic așa. Și atunci am hotărât nomic, am scris acele manifeste, am luat în fiecare zi, au fost o săptămână în canal, în fiecare zi câte o carte de telefon în județ, puteam la întâmplare adrese și nume, duceam la zi cartea, luam alta și asta totul s-a trecut pentru timp de o săptămână, ca să nu bătem loc. Și de aceea am scris manifeste, am folosit Indigo, am cumpărat hârtie a patru, aia a fost mai dificil la librărie, pentru că m-am întrebat vânzătoarea ce facem, ce fac toate tale. Indigo-urile nu le-am cumpărat, le-am subtilizat, adică pe românește le-am furat de la locul de muncă, adică de la Rămat, Ierdești. Alea le foloseam la scrierea scrisorilor de pusele pentru valoare. Mi-am luat câte mi-au trecut și astfel am putut să multiplicăm mai multe manifeste. Și astea le-am, deja am pus în Sibiu, când mergeam la instructare pentru protecția muncii și în Alba Iulia, când am fost la concursul de protecția muncii, Radu și cu Toma și cu alți prieteni, au pus în alte localități. Cum să spun? Greșeala noastră a fost că Orațiu a hotărât să punem și în Mediaș. Chiar în perioada în care eram eu la Alba Iulia, el a pus în Mediaș câteva dintre ele. A fost ușor pentru securitate, dar nu foarte ușor, dar totuși să ajungă și la mine. Ei au anchetat din timp colegii de la Sibiu, pentru că la Alba Iulia a fost în echipa Sibiului și la un moment dat unul dintre ei a spus, a fost și unul din Mediaș până aici. Și au imediat la mine, după aia acolo am declarat din timp că eu le-am primit plicurile cu așa zile manifeste să le pun de la un domn bătrân care mi-a dat niște bani. Au râs, mi-au arătat atunci analiza grafologică, un dosar gros cu poze, cu analiza făcută cu săgeți roșii la litere, în care mi-a explicat, dar indiferent că scriu cu șablon sau nu, apăsarea pe care o am la curbe sau la litere este ca o amprentă particulară. Și atunci am zis, da, eu l-am scris. Și iarăși au zis, uite, concluzia la voi este că sunt cel puțin trei persoane. Iar atunci m-am înfuriat, am fost foarte supărat pe gândă de Corațiu și atunci am zis, bine, Corațiu Coman este al doilea care a făcut cu mine acest eu, pe alții nu mai știu. După ce l-au arestat pe Corațiu Coman, acela, el a spus despre Radu Popor și despre alții. Anchetatorul a revenit nervos la mine, m-a amenințat că de ce n-a spus nimic de Radu Popor, formă de Poenaru Sebastian. Mi-a spus, Radu, nu știu, că nu ți-e ca să diminueze, să nu mă duc pericolul asupra lui. Și pe Sebastian Poenaru chiar nu-l cunoșteam. Și atunci s-au calmat cu de când, se pune și în ultimele zile, înainte de 21 decembrie, nu mai știu exact când, eu și cred că și ceilalți am semnat acuzația procurorului. Procurorii erau persoane îmbrăcate în militar, aproximativ la 60-65 de ani, foarte grasă, și care mi-a spus că el va cere pedeapsa maximă, pedeapsa era între 5 și 15 ani și el va cere pedeapsa maximă între 15 ani. Am semnat că am luat cunoștință, că urmează să fiu judecați, dar și acea filă a dispărut în dosar, că n-am regăsit la un dosar. Acum, aproximativ 10 ani, am cerut accesul la dosar, dar mi s-a spus că nu se găsește. Dar acum câțiva ani, cu 2-3 ani, a găsit un cercetător de la CNSAZ, la București, un haide de mare, a găsit dosarul nostru în dosarul celor de la Brașov, care vor trăi din 5 membri de la 1987 de la Brașov. Acolo era dosarul nostru, pentru că noi în manifeste scriam amintiți-vă de eroi de la Brașov și astfel ne-a pus în legătură cu acele fapte. În noaptea de 21 spre 22, de fapt era 22 decembrie, pentru că era după ora 0, am fost eliberat după ce am fost pus să dăm o declarație cum că nu mai facem, că o să anunțăm dacă știm de altcineva. Domnul Postelnicu, Eduardiu Postelnicu, care era atunci ministrul de interne, a dat mâna cu noi
și ne-a spus să nu mai facem prostii, că oricum după ce termin cu cei din stradă, o să revin asupra noastră să mai discutăm. Securist mi-a dus cu o dacie în cara de noi. La orație au dat bani de noi, că aveam de bilete, eu curat o gamba de bilete, m-am cumpărat cred, la 1.30 m-am trebuit și la 10.30, în 22 am ajuns în meci. Asta e toată povestea. Radu poate să vă spune un pic cu cine a fost în Germania și ce a pătimit, ce tratament s-a aplicat. Mulțumesc! Loții, vă spun că cu destulă modestie, dar rugămintea mea este, cum veți vedea, capitolul comunist se purta griul din cadrul acestui volum coordonat de jurnalistul Mircea Cudernoc. O să descifrați mai multe despre exemplul său de demnitate și curaj. Îl invit pe Radu Cocoș, autorul Drumului spre fericire, în ghilimele, o ironie subtilă în legătură cu o epocă atât de nevoie. Bună ziua și mă bucur de prezența noastră aici. Nu am pretenții nici de scriitor, nici de erou. Ceea ce veți întâlni în paginile acestei cărți este un scurt episod din Marea Șamotă, din care a trecut acest popor, cu timpul Popescu. Este modul, cum am înțeles, noi să ieșim din acel totalitarism de asmetic. Bun. Se va citi și Maria Maria. Și, evident, de ceea ce a suferit în timpul anchetei. O să rog pe domnul Lucian Silache și mulțumim pe această cale că este prezent alături de grupul de rezistență anticomunistă de la Mediaș. În data de 12 aprilie anul curent, în mărturisa domnia sa, doamna Lucia Fosul Gin, în petitul serial Memorialul Durerii, l-a avut ca personaj, mă refer aici, pe Lucian, care alături de Cătălin Bia, liderul revoltei și Călin Ciucăceanu, care se află în sală student pe vremea aceea la silvicultură și a pătimit și el destule. Evident, ne poate spune mai multe, dar pe Lucian Silaghi îl rog pentru mulțumesc pe această cale care a venit să dea un exemplu de mărturie față de exemplul lor de demnitate și curaj. Dragă loții, dragi prieteni, onorat auditoriu, mă aflu pentru prima dată la media și voi ține minte această zi pentru că voi asocia cu un eveniment deosebit la lansarea acestei cărți, Speranță pe Capitelă, pe care prin bunăvoința obligației am citit-o încă de acum două luni. A fost un argument important să vin la Mediaș și faptul că ne-am cunoscut când se împlineau 25 de ani de la revolta muncitorilor brașoveni, pe 15 noiembrie 2012. A fost un eveniment deosebit. Președintele Florin Postolachi ne-a reunit pe toți împreună și am fost fericit să-l cunosc pe Loații. Permiteți-mi să încep prin a transmite două saluturi, unul din partea domnului Octav Joza, președintele Asociației Fostelor Deținuți Politici, și din partea domnului Florin Postolachi, președintele Asociației Brașov 15 noiembrie 1987. Le-am vorbit despre evenimentul la care participăm azi împreună și au fost foarte mulțumiți că mai există astfel de inițiative în țară. Și domnul Joza a fost foarte încântat să afle despre camarazi peste decenii, pentru că dânsii au activat în anii 50 și în anii 60 și au suferit și am insistat asupra acestui lucru în mărturia pe care i-am dat-o doamnei Lucia Postolongin, au suferit mult mai mult decât am avut noi de suferit. Obișnuiesc să spun că o zi de temniță politică în deceniile 4, în deceniile 5, 6 sau 7, a însemnat tot mai mult decât suferința noastră. Archezii are o expresie care este foarte citată în astfel de situații. Carte frumoasă, cinste cui te-a scris. I-a valabil și de data asta, dar aș veni și aș sublinea și aș spune carte frumoasă, cinste cui te-a trăit. Pentru că l-ați văzut pe Loații, povestește cu modestie și aparent detașat
acei ani, dar să nu uităm în ce context s-au întâmplat toate aceste lucruri. Și după ce veți citi cartea, veți înțelege că fiecare pas pe care l-a făcut el împreună cu prietenii lui a însemnat foarte multe frământări și au găsit totuși o soluție extrem de inteligentă. Să nu uităm, mai ales în ultimele luni de dictatură, supravegherea securității era extrem de ei erau extrem de vigilenți. Iar ținând cont de un principiu care mi este drag, cel al eficienței, cred că au fost suficient de eficienți și manifestele lor au ajuns în multe locuri din țară. Vă recomand să citiți cartea pentru că numai astfel veți înțelege ceea ce Luații a parcurs în 3 sau 4 minute, aparent cu detașare, pentru că nouă nu ne este ușor să rememorăm acele întâmplări și acei ani, pentru că înseamnă să le retrăim din nou. Și probabil că nu suntem încă foarte vindecați vis-a-vis de traumele pe care le-am trăit la momentul respectiv. De aceea vă recomand această carte și cred că o comunitate locală ca și cea din Medias trebuie să fie mândră de astfel de concetățeni, pentru că, vedeți, au mai trecut 25 de ani și ies la lumină fapte care au avut loc și de care suntem cu siguranță mândri. Am observat că în istorie există o anumită ciclicitate. Cel puțin în istoria recentă a României, dacă ne raportăm la momentul venirii la putere al lui Nicolae Ceaușescu, martie 1965, după moartea lui Gheorghe Gheorghiu Dej, martie 1965, decembrie 1989, mai bine de 24 de ani, decembrie 1989, să zicem, perioada pe care o trăim acum, încă 25 de ani, privind acum înapoi, ne dăm seama că era imposibil să se treacă lent și normal de la regimul comunist. Cred că suntem la sentimentul tuturor, în decembrie 1989, cu toții ne-am închipuit și acum ne dăm seama că am suferit de anumită naivitate, că dacă nu într-o lună, dacă nu în două luni, măcar în 2 ani fața țării se va schimba și ne vom putea compara cu democrațiile consolidate care s-au construit, totuși să nu uităm, în secole. Lucrurile n-au stat așa, însă sunt două evenimente majore care ne dau speranță, zic eu. E o părere personală, pe care o împărtășesc însă și alții. Intrarea sub umbrela NATO, apartenența la NATO și apartenența la Uniunea Europeană. Desigur, nu idealizez cele două momente, dar sunt soluțiile cele mai bune care ne conferă o anumită stabilitate și un anumit cadru în care să evoluăm democratic. În cei 25 de ani care au trecut de la 1989, putem constata că rădăcinile răului au fost mult mai adânci. Ne este foarte greu să ne detașăm de acea lipsă de responsabilitate care era caracteristică acelor ani. Ne lipsește de asemenea coeziunea socială. Este foarte greu să ne adunăm la oaltă, să avem încredere unii în alții, să nu mai fim suspicioși. Și pentru că toți suntem într-o zonă în care sașii au lăsat urme frumoase, am trecut acum pentru prima dată și pe la Slivnic și de pe șosea am văzut aceste frumoase biserici și fortificații săsești. Avem de învățat de la Saș, de la civilizația săsească, acest cult al muncii. În rest, acest cadru fiind cât de cât instituționalizat, o astfel de modele și să sperăm cu o perioadă de pace, ne vom reveni. Nu e ușor, lucrurile merg într-adevăr foarte greu și putem judeca comunismul și după consecințele negative pe care le vedem astăzi. Putem spune că a fost extrem de nociv și extrem de puternic infiltrat și după păcatele pe care ne lovim astăzi la tot pasul și pe care încercăm să le evităm. Vă mulțumesc încă o dată că mi-ați oferit ocazia să fiu prezent aici la Mediaș. Încă o dată spun, carte frumoasă, cinste cui te-a scris și carte frumoasă, cinste cui te-a trăit și vă doresc niște ani frumoși în continuare și
să se întâmple ceea ce ne-am dorit cu toții înainte de 1989, pentru că nu ne-am dorit altceva decât normalitate. Vă mulțumesc! De la jurnalistul George Sava, jurnalist la România Liberă și stabilit din 1999 la Montreal, coleg de celulă cu deținuții politici și de conștiință, cu roții Bran și, după cum vă spuneam, și cu ceilalți care au fost anchetați de direcția Departamentului Securității Statului. Bună ziua! Sunt George Sava și vă vorbesc din orașul Montreal, Canada, unde m-am stabilit în 1999. Și o fac cu ocazia lansării volumului Speranțe pe cartelă, editat la inițiativa domnului Mircea Codânău, în care se vorbește despre experiența trei tineri din Mediaș, avută în anul 1989, în urma unei unor acțiuni de protest împotriva regimului comunist de atunci. Am avut ocazia să duc coleg de celulă cu unul dintre ei, cu Loții, cu care am împărțit celula numărul 4 timp de aproape 3 săptămâni, în decembrie 89. În acel moment mă aflam și eu arestat la de securitate în departamentul la Departamentul Securității Statului din București, calea Rahovei 3739, pentru acțiuni similare. În octombrie 89 făcusem niște manifeste, niște afișe mai exact, pe care le-am distribuit în orașul Lupeni, județul Hunedoara. Afișe pe care am scris sloganul împotriva regimului. Jos Securitatea, jos Ceaușescu, trăiască Doina Cornea, să urmăm exemplul poporului polonez. Am fost arestat în 24 octombrie 1989 și depus la Departamentul Securității Statului din 27 octombrie. Am fost eliberat pe 22 decembrie 1989, după două luni de anchete. Nu pot să povestesc tot ce s-a întâmplat atunci. Veți înțelege mai bine citind volumul de față. Dar vreau doar să evoc ultima noapte de arest petrecută în celulele din calea Rahovei. În 21 decembrie, în jur de miezul nopții, ora exactă nu mai știu, Loții a fost scos la anchetă. Era un lucru și feresc și neferesc. Neferesc pentru că simțeam că se întâmpla ceva în București. Auzisem zgomotul unui elicopter care survola zona, zgomot de focul de armă și în contextul ăsta scoaterea la anchetă era îngrijorătoare. După aproximativ 20 de minute, Loții a fost înapoi adus în celulă. Aveam echip tipărită teama, ca să nu spun groază, și a vrea să ne spună că în țară au început evenimente. A fost scos din celulă ulterior, spunându-se că este eliberat. Ne-am întrebat imediat cum poate fi eliberat doar el și nu și noi. Și atunci am crezut că vom fi scoși rând de rând și împușcați. Întrebarea a făcut că la puțin timp după ce Loții a ieșit afară, s-au auzit focuri de armă în jurul, în gajma clădirii. Am crezut cu adevărat că Loții a fost împușcat și că vom urma noi. A doua zi dimineață, pe la ora 7 și ceva, ușa celulei s-a deschis și a intrat Gabriel Andreescu, un disident cunoscut, care ne-a spus ce s-a întâmplat în țară. El a fost arestat în acea dimineață de acasă, de fapt din Buzău, unde avea domiciliu forțat, și a dus în celulă preventiv. Am stat în celulă până în jurul orei 1:30 după amiază, în 22 decembrie, timp în care unul câte unul am fost scoși afară. Atunci s-a spus că suntem eliberați. Am ieșit în stradă, în stradă am aflat că Ceaușescu a fugit, moment în care efectiv am căzut jos de emoție și am participat în acea noapte de 22 decembrie 23 la protestele la revoluția care a avut loc în București, am fost la Comitetul Central. Salut inițiativa domnului Mircea Codânău de a aduna într-un volum mărturile celor trei tineri din Mediaș, Loții, Horațiu și Radu,
pentru că cred că este important să nu uităm ce s-a întâmplat atunci. Istoria, dacă nu este cunoscută, se poate repeta. Este important pentru noi să ne amintim ce s-a întâmplat atunci. Este important pentru tine să afle ce s-a întâmplat în acele vremuri, în speranța că istoria nu se va repeta. Mulțumesc și mult succes! Se dă un Cezar și a Cezarului. Personajele cărții sunt aici. În fața dumneavoastră vă spuneam mărturii care trebuie citite odată, de două ori, de trei ori. Mărturii de săptămâni de teroare, de teamă și spaimă. Cel care a adunat în pagina acestui volum toate aceste lucruri este colegul și prietenul nostru Mircea Hodărnău, jurnalist de opinie și atitudine. Îl salut și prezentă un Milo Oltean aici. Din aceeași stilpe, oameni în care spune alături de ei, noi nu suntem nici jurnalistul șoc și groază, nici copy-paste, nici turbojet. Nu ne interesează dacă un bătrân ia ce-o merge în cap, să spun așa, breaking news în ceea ce înseamnă știrile naționale, ci cred că cu adevărat ceea ce înseamnă jurnalismul înseamnă opinie și atitudine și a adunat aceste mărturii de demnitate și curaj. Mircea Hodărnău. Bună ziua și bine ați revenit la Casa Gazelor Naturale. Ne întâlnim mai repede decât am făcut ziua anul trecut în noiembrie, când vă spuneam că următorul meu proiect este legat de Meghieșeni Rock and Roll. M-am întâlnit în noiembrie 2013 la sediul Asociației Culturale Mediașul Nostru, la un interviu cu Loții. Am discutat atunci despre pactul lor de curaj și, dacă o dăriți și acum interviul pe YouTube, la final am întrebat, dar nu v-ați gândit să faceți o carte cu acest subiect. Mi-a spus de George și de intenția lui, l-am întrebat de drepturi de autor, am discutat cu George, el a fost bucuros în producție materială, gata, a făcut și publicat în pagini românești și așa s-a născut, să spunem, 80% sau 75% din speranța pe carte. Domnul Mihai Demetriade și Oana Demetriade au și ei un material în această carte. Prefața a fost scrisă de George, pe care l-am rugat să ne spună și el povestea lui. Dânsul are în pregătire un volum în care vor apărea și poveștile medieșilor noștri. Și iată, împreună cu cei de la Asociația Culturală Mediașul Nostru, ne-am hotărât să edităm această carte. O carte pe care astăzi o propunem spre lectură și întotdeauna, pentru că suntem niște medieșeni care lucrează în slujba medieșilor, mă refer aici și la cei de la Asociația Culturală Mediașul Nostru, ne gândim să mai aducem și alte momente de istorie recentă sau alte momente în paginile unor cărți. Este, cred că, a șaptea carte pe care o edităm sau o ajutăm la editarea ei și o să continuăm. La carte am colaborat, mă refer la copertă, cu un alt prieten de-al meu, e vorba de Ionuț Anișca, și ca cel care a făcut coperta și la Mediașul Radiofonic 1950-2013. Ne-a fost un pic cam greu să găsim cătușele, dar până la urmă ne-am descurcat și am găsit cătușe așa real-to-real, real, adevărate, și am realizat coperta. De fapt, de copertă aparține ideea tot lui Dadu, care la un moment dat vrea să pune un ceva legat de o legitimație. Deci, în fost o legitimație politici, la primul model de legitimație, nu am găsit și l-am rugat să ne descrie și așa a apărut coperta acestei cărți, Speranță pe cartel. O carte pe care o puteți achiziționa de la colegul meu Răzvan. E vorba de un preț de 10 lei. De fapt, e un fel de donație a Asociației Culturale Mediașul Nostru, bani pe care îi pot să-i folosim la alte evenimente culturale. Găsiți și primul meu volum acolo. Avem și un site. Ne puteți dona și 2% din venitul dumneavoastră pe anul 2013. Sunt și, este și formularul 230 la Răzvan. Nu ne rămâne decât să vorbim lectură plăcută și, nu știu, dacă vrea să spună cineva ceva, să redresez un mesaj personajelor. Eu te mărturisesc de erou, că știu cum îi place lui Loții. Deci când i-am spus erou, atunci s-a uitat așa un pic la noi, i-am zis, băi, e ok, să sunt bun. Și mai zic că eroii sunt de treia morți. Bun, nu, nu e cazul. Tatiana, tu ești cu întrebările de... Vă mulțumesc că